Apropo de acest interes pentru politică despre care vorbim, de ce te regăsim atât de des lângă decidenți politici, lângă lideri politici? De ce nu rămâi în turn, să zicem? De ce nu rămâi în spațiu academic și cobori, să zicem, sau ajungi lângă oameni politici? Primul lider politic cu care mă întâlnesc la nivelul apropierii reale se numește Traian Băsescu. N-am fost un apropiat al președintelui Emil Constantinescu, am fost o cunoștință al președintelui Emil Constantinescu. Mă amintesc de o frază rostită de un apropiat al lui Constantinescu, după victoria acestuia în alegerile din 1996, spune unui prieten al meu, profesor acum la Facultatea de Științe Politice din București, îi spune Doamnetis Mareanu a pariat un cal greșit. Și prietenul meu a spus Doamnetis Mareanu merge la hipodrom, nu pariază pe cai. Calul greșit se numea Nicolae Manolescu. Deci am fost între oamenii politici, nu mai în momentul de față, nu l-aș numi un om politic român contemporan, în faza actuală, dar a fost un personaj politic foarte important într-o anumită etapă, Nicolae Manolescu, și ar trebui recitit, poate chiar și textul meu introductiv, dar în mod cert, cartea lui Dreptul la normalitate, care sunt deseori excepționale, politice sunt de actualitate, pe care mă gândesc că ar trebui reeditate. Să-i sugerăm domnului Manolescu să facă și un studiu introductiv sau un fel de analiză retrospectivă. Deci a fost apropiat de domnul Manolescu, încă din 1990. Cu Ion Iliescu am avut relațiile pe care le are un analist al fenomenului comunism, un personaj al regimului comunist, personaj important. Ion Iliescu a spus la lansarea cărții Marele Șoc la Senatul Universității din București, era prezent acolo și domnul Cristian Preda și domnul Daniel Barbu și fostul rector regretat Ion Iliescu și așa mai departe, era multă lume prezentă acolo și domnul Iliescu a spus, Vladimir Tismanu a fost în mod constant un critic al meu, n-a fost un adversar. Adversar înseamnă că mă implic în jocul politic și particip. În momentul, probabil că prima mea implicare reală în jocul politic, fără să am vreo miză personală, o spun clar, n-am candidat pentru nimic, n-am avut niciodată o funcție remunerată în spațiul politic românesc, nu am nici acum, prima dată a fost o reacție morală. Pentru că eu știu ce a făcut Traian Băsescu, sunt convins de anumite lucruri, am probe de anumite lucruri și am văzut cum minciuna triumfă pe micul ecran și nu numai acolo. Și atunci am intervenit în decembrie 2009, am intervenit în dezbatere când am spus, dar ca un analist politic care are obligația totuși de a spune adevărul. Întrebarea mea conține într-un fel și reproșul pe care ți-l adresează în spațiu public anumiți oameni, sau pe care nu neapărat ție ți-l adresează, ci unui om care e, să zicem, merge aproape de anumiți lideri politici, anume că o asemenea opțiune ar altera, să zicem, calitatea politologului sau... A spectatorului. Exact. Da. În sensul ăsta e întrebarea mea. Acolo în sensul ăsta. Mi s-a spus adeseori că răspund criticilor din subterană și nu răspund criticilor din stratosferă. Deci, de ce polemizez ceea ce nu este adevărat? N-am polemizat în viața mea cu subterana. Am spus, din potrivă, subterana merită doar disprețul meu, sau vreau să reiau formula domnului Manolescu, o secundă de dispreț sau nici atât. Și n-am polemizat cu anumite critici de stratosferă, pentru că erau formulate în termen de discriminatorii și de exterminare, cum spune Coria Roma Patapievici. Dar există o critică, cred eu, onestă și care ar merita o discuție. E posibil care să nu fie construită pe procese de intenții și care să nu îmi atribuie dorințe de, știu eu, lux personal pe care toată oricine mă cunoaște știe că nu mă interesează cât de puțin. Singurul ceas pe care îl port un cadou de la Mircea Mihăiești, cumpărat de la magazinul Bega din Timișoara și care l-am luat din nostalgie, pentru că e un doxa și pentru că nu se mai fac doxa și am găsit odată un doxa și mi-am amintit de adolescență. Deci nu colecționez nici Rolex, nu am stilouri scumpe, nu am apartamente scumpe, nu dețin nicio proprietate în România și nici nu intenționez și așa mai departe. Și mă cunoaște cât de știe că nu acesta este lucru care mă interesează. Dar cred că, într-adevăr, în momente, hai să numim și o metaforă și n-aș vrea să fie utilizată ad literam, de urgență istorică, intelectualul trebuie să intre în cetate. Nu mai poți să... Nu e destul să fiu un... ce francezii numesc au-dessus de la mêlée, adică deasupra vâltorii. Și la un moment dat trebuie să te implici. Nu
permanent și de-aia am și făcut un pas relativ înapoi, odată cu formarea Consiliului Științific al Institutului de Investigație a Crimelor Comunismului, exilist, Memoria Exilului Românesc, lucru care sperăm să-l schimbăm cât mai curând. E bine, în momentul de față mă interesează ca această instituție să fie eficientă. Eu să pot continua activitatea mea de profesor universitar în Statele Unite, să văd de doctorații mei, să pot coordona științific împreună cu colegii mei pentru care am profund respect, deci nu de unul singur, cum n-am coordonat de unul singur activitatea Comisiei Prezidențiale, detest orice formă. Am spus, unii se pregăteau să facă tot felul de fast shift-uri pentru anul viitor, că o să împlinesc, nu știu, vârstă 1, că nu mă amuză. Și doi, detest aceste exerciții de adulație publică. În pofida ceea ce s-a scris, relația mea cu cei care împărtășesc anumite idei este una de colegialitate și nici de cum una de autoritate.